Bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Sunt Smaranda Cioban, iar astăzi vom afla părerea zălăoanilor despre rezultatele la alegeri. Astfel, întrebarea zilei de astăzi este: ce părere aveți de rezultatele alegerilor locale de duminică? La alegerile locale de duminică, socialdemocrații au reportat o victorie clară în Zălaj, câștigând 25 din cele 61 de primării. Cursa cea mai importantă a fost cea pentru primăria municipiului Zălău, cursă câștigată detașat de candidatul Partidului Social-Democrat Ionel Ciunt. Cu un procent de peste 40% din numărul valabil de voturi exprimate în fața liberalului primarul în funcție, Radu Căpălnașiu, Ionel Ciunt și-a adjudecat primăria municipiului reședința de județ. Pentru a vedea care sunt opiniile locuitorilor Zălăului și dacă cetățenii consideră că rezultatele sunt reprezentative pentru comunitate, am ales să aflăm reacțiile cu privire la rezultatele alegerilor. Astfel, întrebarea zilei de astăzi este: ce părere aveți de rezultatele alegerilor de duminică? Haideți să vedem ce au spus zălăoanii. Ce părere aveți de rezultatele alegerilor? Să considerăm că a ieșit cine a fost cel mai bun. Dumneavoastră ați fost la vot? Da, bineînțeles. Nu se poate așa ceva. Odată avem voie să votăm, nu? Ar fi culmea să nu ne ducem. Dacă eu nu merg, dumneavoastră nu mergeți, ăla nu merge, nu e bine. Credeți că ne reprezintă aceste rezultate? Să sperăm că da. Să sperăm că da, să sperăm. Deci așteptați într-un fel mai bine de la... Bineînțeles, ce... păi de asta ne-am pus votul. Ce părere aveți de rezultatele alegerilor? Rezultatele alegerilor sunt cam știu dinainte, pentru că așa a fost campania făcută, părerea mea, încât PSD-ul trebuia să câștige. Îmi pare rău că, nu știu ce va face domnul Ciun, sperăm să nu ne mințească ca și alții. Pentru că, în general, de la Revoluție nu mai mințiți am fost. Să dea Dumnezeu să fie bine, asta vrem. Și asta vrem să fie bine. Asta dorim de la noi aleși. Dumneavoastră ați fost la vot, v-ați exercitat? Da, am fost, de fiecare dată mă duc. Deci e un drept și o obligație cetățenească să votăm. Credeți că dacă mergem la vot, reușim într-adevăr să ne exprimăm punctul de opinie, să nu mai fim mințiți, dacă tot dorim o schimbare? Sincer să fiu... Îmi pare rău că în campanie se vorbește într-un fel și după ce ajung la putere fac altfel. Deci, sincer să fiu, sper să odată și odată să schimbe mentalitatea asta și să facă într-adevăr ceea ce spun în campanie electorală. Deci, cu alte cuvinte, sperați ca aceasta să fie o schimbare în bine? Sper, sincer sper. Și Doamne, dă să fie bine, că rău a fost destul. Nu mă pricep la politică, dar vedem ce fac. Dumneavoastră ați fost la vot duminică? Da, sigur. Și pe ce considerente ați votat? Presupun că pentru binele municipiului. Și a județului și a municipiului. Și vedem mai ales dacă cineva s-a ocupat și pentru locuri de muncă. Că te facem cursuri de calificare și... Cum să zice, că să fii polivalent, asta nu înțeleg. Lucrii 3-4 luni, după aia nu-i de muncă, iar încerci altceva. Am încercat și peste hotare, mai bine rămâneam acolo. Credeți că dacă mergem la vot, ne sunt într-adevăr interesele și doleanțele respectate de cei aleși? Sau avem șanse mai mari să ne fie respectate cererile decât dacă stăm la casele noastre? Cu votul, bineînțeles, ar trebui să avem șansele cele mai mari și care nu iese la vot, nu știu ce înțeleg de nu a ieși. Dar votul contează, pentru fiecare. Tot pentru binele nostru. Cu speranțele că va fi mai bine. Ce părere aveți de rezultatele alegerilor? Eu sunt mulțumit personal, vă spun drept. Eu mă așteptam să câștige PSD-ul, nu că țin eu neapărat cu PSD-ul, dar de dragul schimbării măcar. Și nici cu PNL-ul n-am avut niciodată nimic și mi-ar fi părut bine să și ei putea să câștige, dacă nu s-ar fi aliat cu PDL-ul. Dar asta nu mai e PNL, asta e un PDL
fățarnic și ascuns în spatele PNL-ului, așa că îmi pare bine că au câștigat PSD. Spuneați de dragul schimbării. Credeți că aceste alegeri vor aduce schimbarea mult dorită? Eu sper din toată inima. Știți cum e? E și schimbarea. De multe ori și e rău, dar s-ar vrea să fie în bine. Eu sper să fie o schimbare în bine. Ați participat la vot la aceste alegeri? Da. Și pentru ce ați votat? Pentru schimbare? Pentru schimbare în bine, bineînțeles. Că acum în rău a fost destul. Să sperăm să fie bine. Cred că e un rezultat bun. Acum să vedem ce o să facă pentru noi, primarii. Viitorii primari, nu? Ce așteptați dumneavoastră? Eu sunt din Jibon, nu sunt de aici, dar... Ce părere să am? Încă nu știm, o să vedem. Și ați participat la votul de duminică? Da. Participam, da. Credeți că este important ca oamenii să voteze, să meargă la vot? Foarte important. Acest drept l-am câștigat la Revoluție și credem că ar trebui fiecare să meargă la vot, e dreptul nostru, nu? Sunt foarte bune. Cred că așa e. Nu. Vă așteptați la aceste rezultate? Da, ne așteptam. Credeți, spunând că sunt foarte bune, credeți că noua administrație va aduce schimbarea mult dorită de Zălăuan? Păi, probabil că da. Probabil că... Domnule. Cred că a fi bine. Noi tot așteptăm tot mai bine și câteodată e mai rău. Dumneavoastră ați participat la vot, dacă îmi permite să vă întreb. Da, am fost. Am fost. Și pentru ce ați votat? Pentru schimbare? Pentru schimbare. Păi acum asta e. Deci, fără părere, asta e. O câștigat cel mai puternic. Care sunt mai puternici au câștigat, nu? Și credeți că este bine? Sunteți mulțumită? Păi acum asta e. Deci ce pot să fac? Pot să fac ceva? Dumneavoastră v-ați prezentat la vot. Da, bineînțeles. Este o datorie de-a noastră, nu? Și pentru ce ați votat? Pentru schimbare? Pentru schimbare, în orice caz. Mulțumim! Ați fost la vot, dacă ne permiteți. Da. Și este important să votăm? Sigur. Locuitorii Zalăului, dar și sălăjenii în general, privesc cu ochi buni rezultatele alegerilor de duminică. Astfel, întrebați de echipa Sălăjanul TV ce părere au de rezultatele alegerilor, cei chestionați și-au exprimat speranța într-un viitor mai bun, argumentând că au votat pentru schimbare, o schimbare în bine la nivelul administrației. Cu alte cuvinte, se pare că primarul care a obținut majoritatea la scrutinul de duminică e reprezentativ, chiar dacă alegerile de duminică au fost organizate într-un singur tur. Legitimitatea ține așadar de calitățile și personalitatea candidaților și sperăm că edilii aleși duminică să nu îi dezamăgească pe cei care îi reprezintă. Se pare că bate vântul schimbării și în Zalău, având în vedere că majoritatea persoanelor pe care le-am întrebat au votat duminică pentru schimbare. Cam atât pentru astăzi. Noi vă așteptăm și data viitoare la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Până data viitoare, toate cele bune!